chance to say that she might listen to the voice of Consider că pot să sprijin.
să absorbim pentru intervalul de deschidere acum, care înseamnă 2014-2020 fondurile europene, suntem pregătiți să absorbim
Voi începe prin această prezentare, da, printr-o declarație. Să
Asta nu este doar educație. Avem patru mari priorități pe care mergem și aici vorbim despre sănătate, despre județ. Exact cum spunea și colegul meu, domnul Mina, mergem mai departe cu toate proiectele pe care echipa PSD de jurul a început și dorim să ne le avem această obligație față de cetățenii municipiului și județului Giurgiu. Oameni responsabili și serioși care doresc să se implice în dezvoltarea acestui județ prin proiectele pe care le-au adus județean și pe care
al profesor Gigi Oprișan. În urmă cu câteva luni, în timpul unei discuții cu privire la rezultatele care au fost obținute în anii trecuți la bacalaureat, la examenele naționale, de fapt, și am ajuns la concluzia împreună că este imperios necesar înființarea unui astfel de centru de excelență. Am demarat deja acest proiect. Ce presupune acest centru de excelență? Mai în detaliu, să înțeleagă și oamenii. Ce este un centru de studiu, da, pentru ele. Pentru olimpiadele naționale și internaționale se pot pregăti. Și ce cadre didactice vor intra și ei într-un program de pregătire, mai ales cei care știm că au probleme la învățătură și care vor financiare implicate, evident.
Dar, pe de altă parte, să știți că și ei și familiile lor trebuie să fie mult mai atașați de școală, să vină către școală, să vorbească cu noi, să le spunem exact. Vorba și cum pot proceda, pentru că sunt cazuri în care părinții nu ajung la școală și ajung elevii în clasa 12.
între noi cadrele didactice și nevoile elevilor. Trebuie din acest punct de vedere rezultate. În timp, probabil
prim pentru cei 4 ani și care pot fi aplicate numai cu sprijinul tuturor colegilor din învățământ și a instituțiilor care se pot implica în acest proiect. Îmi permite să continui, vă rog. Primăria face deja demersuri pentru a găsi un spațiu în care să fie înființat, pentru că există o anumită procedură care discută despre ea și doamna profesoră Adelina Sârbu și domnul Beleanu, sperăm ca împreună să să putem face cu adevărat ceva pentru acest județ. Și aș vrea să ne asumăm și eu și domnul Prișan școlar. Inspectoratul școlar va fi inaugurat în luna august. Sediul știm foarte bine unde este poziționat. Sunt aproape finalizat
până în acest moment, acestea sunt proiectele de viitor. Ce am reușit noi până în acest moment este reabilitarea colegiului meu Rescu. Știți foarte bine că s-au făcut demersuri de către domnul senator Bădălău, domnul primar Nicolae Barbu, prin prisma instituției pe care o reprezintă de depus proiectul. Ministerul de Dezvoltări s-a făcut reabilitarea și dotarea liceului Tudor Vianu și acum este în curs de reabilitare și modernizare Cartojan. Vreau să menționez tot învățământ că în viitoarea calitate de consilier județean asum responsabilitatea vizitării tuturor unităților de învățământ din județul Giurgiu. Discuții cu directorii unităților de învățământ. Necesar în fiecare localitate pentru fiecare școală, pentru că altfel, stând la un birou, nu se poate rezolva mare lucru sau aproape nimic. Există proiecte, există pe învățământ. Înțeleg că se înțelege prin de bune intenții. Sunteți directori. Găsim și soluții. Știți,
Stop.
au investit în continuare încă 800 de mii de euro, din care 98% nu au fost banii Giurgiului. Adică doar 2% a fost aportul Giurgiului în acest proiect. Să mai era o
e acel punct turistică.
e problemă de genul ăsta, puteți să vă puneți problema dacă nu cumva au plecat chiar de la constructorul care a fost efectiv dat la o parte, că nu și-a făcut treaba și a fost rezilient. Și am interes să cunoască lucrul ăsta. Bineînțeles. Deci și acest proiect și mai este un proiect mare care se datorează de data aceasta municipalității, dar care giurgiuvenii vor avea beneficii după urma lui, este vorba de Green Power Performance, de este parte în proiect, sunt
ce înseamnă cam aproape dublu ceea ce face în momentul de față zona liberă giurile proprii. De
asta forțată, e redusă totuși. Am locuit foarte mult. Asigurăm 100 de locuri de muncă. Nu vor fi mai multe. De ce vor fi mai multe? Pentru că vor apărea serviciile conexe de transport. Of
vorbesc despre groapa de gunoi care este un proiect nefinalizat în momentul de față. Avem o colecție să
face curățenia așa cum ar trebui el și încasă să banii prin taxa de capital și foarte bine. Este un calcul foarte bine stabilit de primărie. Nici nu cap pe discuție ca suprafețe și cantități. Ori el, dacă și încește la nivelul banilor încasați. Și încasează banii adevărat. Noi am plătit de fiecare dată. Dar probabil că și faptul că stă într-o îl determină să nu facă un serviciu. Nu mai nu putem. În momentul de față să suntem cumva captivi în această situație. Dar asta și problema este
vorbim puțin de cele trei drumuri de țene 411, 603 și 504. Niciunul din aceste drumuri nu s-a încheiat. Toate
n-a făcut președinte Vasile Musta. Sau
precaraj, vreau să spun câteva cuvinte. Ca prioritate zero, da, este spitalul județean și aici ar fi nevoie de refacerea infrastructurii învețite, modernizarea completă. Aducerea saloanelor și secțiilor la standardele actuale la care se lucrează. Dotarea cu aparatură performantă medici specializați sau cadre medicale specializate aduse aici și aici primăria municipiului poate sprijini dacă deja și noi am aprobat câteva apartamente pentru medici. Deja au beneficiat de acest lucru. Am înțeles de care trebuie să mai aloce. Prioritate aducerea unui endoscop, a unui mamograf, în jurul nu există așa ceva. De asemenea, discutam la un moment dat cu a spitalului doamna Dinu despre finalizarea lucrărilor începute pe aleile interioare care au fost începute și nu știu cine ar fi avut o logică total absurdă. E cam filmele alea și
tu de țăran este implicat în două proiecte. Unul este în curs de desfășurare cu spitalul de oncologie din Ruse. Pentru dotarea ambulatoriului integrat pe oncologie. Aici la Giurgiu și de asemenea în curs de realizare bit.
putem să le obțin cinema atât de ușor, pentru că în această etapă nu-ți mai dă nimeni doar pentru a reabilita o clădire. Trebuie să mergem pe o chestiune durabilă și integrată. Ce presupune asta? Că zona respectivă vrem să o integrăm ca să putem face și acest Watch.
antes that's
convins că la vezi pus să vă hârtim. Și renunțați la această activitate ca să vină altcineva care nu știu dacă va mai fi suficient de pregătit cum sunteți noi. Toți avem nevoie nu sunt. Come on.
înainte de Gracias.